Salutare tuturor! Numele meu este Marco Berezvan, sunt profesor de limba engleză și life coach antrenor de viață. Însă acum mulți ani am fost și eu ca voi, elev, într-o bancă, ceva de genul acesta. Vedeți voi, noi, generația noastră a prins comunismul, un sistem social, politic și politic foarte, foarte dur, în care profesorii aveau parte de aproape, aș spune, libertate și putere absolută și o foloseau împotriva elevului. Aveam parte de tot felul de practici destul de violente. Erau cadre didactice care ne trăgeau de urechi, de perciuni, ne loveau la palmă cu o riglă de lemn așa, triunghiulară, sper că nu mai există pe piață. Aveam parte de destul de multă violență fizică, dar cred că cea mai avută amintire pe care o am din școală este cea legată de violența psihică. Erau destul de mulți profesori care ne adresau apelative urâte, ne bagiocoreau, ne vorbeau de sus, cu dispreț și mulți ne spuneau că nu o să ajungeți nimic în viață. Acum lucrând ca life coach și fiind și profesor în același timp, îmi dau seama foarte bine cât de mult mi-au afectat atunci aceste practici, stima de sine, până în punctul în care ajunsesem să cred vorbele pe care le auzeam. Probabil că acei profesori mă judecau după notele pe care le aveam la mate, fizică, chimie, nu erau note foarte reușite de cunosc, în același timp la engleză și română, excelent. Ca profesor, acum eu încerc să-mi apropii cât mai mult elevii, să îi fac să îndrăgească limba lui Shakespeare și să o aprofundez. Ca life coach, întâlnesc în practica de zi cu zi numeroși clienți care au încă mari probleme cu stima de sine, nu au un nivel de stima de sine ridicat și ne dăm seama împreună că acest lucru se datorează și violenței psihice de care eu am avut parte în școală când eram elevi foarte tineri. Avem nevoie de transparență în școala românească. Avem nevoie ca voi să veniți aici. Este nevoie ca voi să veniți aici, să găsiți un mediu plăcut în care să învățați cu plăcere. Un mediu în care competența se îmbină cu valorile. Așa că dacă aveți parte de bullying în școala voastră sau dacă aveți parte de practici care nu au legătură cu spațiul școlar, luați atitudine. Cum spunea marele Gandhi, you must be the change you wish to see in the world. Vă doresc tuturor vacanță plăcută, cu mult soare și de pe acum un an școlar minunat, cu multe împliniri, sănătate și note mari.